Dizi dimineață, elevi de la mai multe licee din Buzău au luat cu asalt cel mai mare parc din oraș, determinat să strângă pe cât posibil toate deșeurile din zonă. Înarmați cu sute de saci din plastic, voluntarii s-au împărțit în 6 echipe care au încercat să acopere aproape toată suprafața parcului. La acțiunea de ecologizare au participat tineri de la Liceul Agricol, Colegiul Tehnic, Liceul de Chimie și Colegiul Tehnologic de Filipescu. Am venit împreună cu elevi de la mai multe licee, de la Colegiul Agricol, vreo 100 de elevi, de la Colegiul Tehnic, de la Filipescu, de la Nenițescu, elevi care au dorința să curețe partea aceasta de crâng, care practic nu se vede când treci pe aleile principale, dar care este foarte murdară. Am văzut că gunoi ați găsit, ați umplut câteva șase deja. Da, elevii au fost împărțiți în 6 grupe, coordonați de profesori, au umplut destul de mult saci de gunoaie. E curios totuși cum de o pădure, un parc în oraș, poate să aibă atâtea deșeuri. Pe lângă obișnuitele peturi sau pungi, elevii au găsit prin pădure chiar și chiuvete, țevi de azbociment, reziduri provenite de la materiale de construcții, haine sau chiar lumânări. La un moment dat, din cauza cantității imense de deșeuri colectate, elevii au rămas fără saci, fiind nevoiți să ia o pauză forțată pentru reaprovizionare. La fel de important ca acțiunea de astăzi este și mesajul spiritului ecocivic pe care voluntarii intenționează să îl popularizeze în rândul tuturor colegilor. Până acum două, adică noi, în grup. Da, cred că sunt vreo 15-20, cam așa. După câte am văzut câte gunoaie sunt aici, nu o să vă ajungă sacii. Da, oricum nu mai sunt. Acum încercăm să poate vine cineva să ne aducă. Ce gunoaie ați găsit pe aici? Hârtii, haine, pungi, sacoși, pahare, sticle de sticlă și de plastic. O să popularizez mesajul ăsta de a nu mai arunca hârtiile și da. Pentru colegii tăi? Păi da, pentru că cât am făcut astăzi e chiar risipă să mai facă coată gunoi și tot așa. Noi ne-au dat 15 saci la această zonă. Dar uitați gunoaiele. Ei umplu deja poate. I-au umplut 15 și gunoaiele nici nu s-au terminat. Acțiunea de astăzi se înscrie într-un program mai amplu intitulat Viața mea nu are preț, care se desfășoară de 4 ani. Este totuși primul an în care inițiatorii programului au luat decizia de a da activităților extrașcolare o tentă ecologistă.